Dacă ați vedea procesul de la ședința anterioară, cine să-și au sunt discuții. Dacă nu, spunem la loc cine este Petru. Avem citire proiectelor de ordine în zi de astăzi. Proiect de hotărâre privind ajustarea valorii actualizate a obiectivului de investiții în țară, sistemului de canalizare a apelor uzate în localitatea Ungurec, comuna Ungurec, județul Bacău, conform ordonanței de urgență a Guvernului numărul 47 din 2022. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind organizarea unui târg săptămânal de o zi, respectiv în fiecare duminică în comuna Ungurec, strada Eroului, Sava Gheorghe, pentru producătorii din zonă și punerea la dispoziție cu titlu gratuit a terenului aparținând domeniul public din comuna Ungureni, strada Erou Sava Gheorghe, pentru organizarea târgului. Punctul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind acordarea titlului de cetățean de onoare al comunei Ungureni, județul Bacău. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită conform legii numărul 15 din 2003 a suprafeței de până la 500 de metri pătrați pe teren în vederea construirii unei locuințe proprietare pentru doi beneficiari. Supunem la vot cele patru puncte. Cine este pentru? Potriva, abținere, nu? Mai sunt două puncte suplimentare. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gratuit a dreptului de uz și servitute a unor suprafețe de teren către SECE del Gaz Grid S.A., terenul din domeniul public al comunei Ungureni, județul Bacău. Și încă un punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării prețului contractului de lucrări numărul 5111 din 22.11.2018, aferent investiții, modernizare, renovare și dotare cărmin cultural din Libireș, comuna Ungureni, județ Bacău. Supunem la vot cine este pentru. Împotriva, abținem. Punctul 1 de pe ordine de zi, doamna Contar. Bună ziua! Hotărâre privind ajustarea valorii actualizate a obiectivului de investiție înființarea sistemului public de canalizare a apelor uzate în localitatea Ungureni, comuna Ungureni, județul Bacău, conform OUG 47 din 2022. Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Ungureni, înregistrat la numărul 3507 din 31.5.2022, raportul compartimentului financiar contabil, înregistrat la numărul 3508 din 31.5.2022, adresa cu numărul 386 din 5.5.2022 a SECE Capital Invest RR, prin care se solicită ajustarea prețului contractului de execuție lucrări numărul 801 din 18.2.2019. În conformitate cu prevederile articolului 10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 28 din 2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală cu modificările și completările ulterioare. Articolul 7 din hotărârea Guvernului numărul 907 din 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare. Ordonanța de Guvern numărul 47 din 2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, contractelor sectoriale, contractelor de concesiune, acordurilor cadru. Anexa 12, anexa 1 și anexa 3 la ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, numărul 1851 din 2013, pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului numărul 28 din 2013, pentru aprobarea Planului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 1, alineatul 2, litera B, articolul 7, alineatul 2, litera B și articolul 18, alineatul 3, din instrucțiunea ANAP, numărul 2, din 2018, privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică sectorială, cu modificările și completările ulterioare.
Articolul 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului, numărul 93 din 2021, privind instituirea unor măsuri pentru realizarea Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a doua, și pentru modificarea articolului 4 din alineatul 1 din Ordonanța de, urgență a Guvernului, numărul 6 din 2017. Propune aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru obiectivul de investiție, înființarea sistemului public de canalizare a apelor uzate în localitatea Ungurene, comuna Ungurene, județul Bacău, potrivit anexei, care face parte integrată din prezenta hotărâre, după cum urmează, total general cu TVA 7.536.693,85, din care C plus M, valoare cu TVA 6.949.603,85. Articolul 2. Aprobarea cu finanțări din bugetul propriu al Comunului Ungurene, județul Bacău, a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează la bugetul de stat prin program, în sumă totală de 553.058,47 de lei, inclusiv TVA. Prezentul proiect de hotărâre se comunică prin vârșa secretarului general al Comunului Ungurene, termenul prevăzut de lege, instituție prefectului județul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate, primarul Comunului Ungurene, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, autorităților și instituțiilor sau persoane interesate și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Mulțumesc! Discuția era referitor la acest punct. Dacă nu sunt, spunem la vot cine este pentru, împotrivă, abținere, la punctul 2, proiectul hotărâre privind organizarea unei cărți săptămânale, respectiv de o zi, dimineața domnului. Primarul Comunei Ungureni, având în vedere deferatul de aprobare a primarului Comunei Ungureni numărul 3505 din 31-5-2022, raportul compartimentului de specialitate numărul 3506 din 31-5-2022, precum și raportul de avizare a Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local Ungureni, prevederile hotărârii de guvern numărul 348 din 2004 privind executarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, modificările și completările ulterioare propune. Aprobarea cu data adoptării prezentei, organizarea unui târg săptămânal de o zi, respectiv în fiecare duminică, în Comuna Ungureni, strada Erou Sava Gheorghe, pentru producătorii din zonă și punerea la dispoziție cu titlu gratuit a terenului aparținând domeniului public din Comuna Ungureni, strada Erou Sava Gheorghe, pentru organizarea târgului. Articolul 2. Aprobarea dotării spațiului destinat funcționării târgului cu apă potabilă, energie electrică, mese, stanoade pentru animale, corturi, cabane, standuri de expunere, combine frigorifice, grup sanitar, obiecte pentru colectarea selectivă a gunoiului, grup sanitar și împrejmuire. Articolul 3. Se aprobă, se avizează regulamentul de organizare și funcționare a târgului săptămânal de o zi, organizat de Consiliul Local al Comunei Ungureni. Articolul 4. În situații de urgență sau exerciții pentru situații de urgență, participanții la târgul săptămânal au obligația de a elibera în cel mai scurt timp posibil terenul ocupat pentru a permite accesul autovehiculelor de intervenție. Articolul 5. În cazul efectuării unor lucrări pe terenul ocupat de inițiativa autorităților administrației publice locale, participanții la târgul săptămânal au obligația de a-și retrage, restrânge activitatea după caz și de a elibera terenul dacă acesta se impune, astfel încât lucrările respective să poată fi executate. Articolul 6. Primarul, împreună cu aparatul propriu din subordine, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Articolul 7. Prezenta hotărârii va fi comunicată prin grijă secretarului general, instituției prefectului județului Bacău, primarului Comunei Ungureni și va fi adusă la cunoștință publicului în condițiile legii. Mulțumim. Discuții? Spune la vot cine este pentru. Potriva, abține, nu? Punctul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind acordarea de cetățean de onoare al Comunei Ungureni, de Bacău, domnișoară secretară. Primarul Comunei Ungureni, județul Bacău, în temeiul dispozițiilor articolului 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ, propune
Se aprobă regulamentul privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Ungure în județul Bacău, conform anexei, care face parte integrată din prezenta hotărâri. Și acum vă voi da citirea anexei. Regulamentul privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Ungureni. Titlul de cetățean de onoare al Comunei Ungureni reprezintă cea mai înaltă distinție acordată de Consiliul Local al Comunei Ungureni unor cetățeni români sau străini. Acordarea acestui titlu nu este în niciun fel condiționată de cetățenie, naționalitate, pregătire, religie, vârstă sau sex. De acest titlu beneficiază numai titularul. Acesta se acordă și este valabil pe durata vieții persoanei care l-a dobândit. Titlul de cetățean de onoare al Comunei Ungure nu este transmisibil urmașilor sau rudelor persoanei care l-a deținut. Titlul de cetățean de onoare al Comunei Ungure se poate acorda în mod excepțional și post-mortem, în urma consultării instituțiilor și organizațiilor social-culturale de pe raza județului. În acest caz, titlul va fi numărat succesorilor legali. Titlul de cetățean de onoare al Comunei Ungure se acordă unor înalte personalități politice, științifice sau culturale care, prin activitatea lor socioprofesională, au contribuit la realizarea unor noi legături științifice, culturale sau economice cu efecte deosebite pentru Comuna Ungure. Celor care, prin activitatea lor cotidiană, creează în țară sau peste hotare o imagine deosebită a Comunei Ungure, având ca rezultate imediată realizarea unor puternice legături economice, sociale sau de altă natură în beneficiul cetățenilor comunităților respective. Cetățenilor români sau străini care desfășoară activități caritabile deosebite pe teritoriul Comunei Ungureni, beneficiarea acestor activități fiind orfanii, bătrânii, copiii abandonați sau cu handicap, sau instituțiile care adăpostesc și îngrijesc acești defavorizați ai soartei. Unor personalități de renume național sau mondial care vizează Comuna Ungureni, unor personalități artistice sau culturale, științifice, locale sau internaționale, cu merite deosebite în promovarea bunelor relații dintre Comuna Ungureni și alte localități. Sau unor sportivi născuți și formați în Comuna Ungureni cu rezultate de excepție în competiții sportive internaționale, campioni europeni sau mondiali. Dreptul de a face propuneri privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Ungureni la primarul Comunei Ungureni, precum și consilierii locali, individual sau în grup. Procedura de propuneri și promovarea candidaților la titlul în Consiliul Local este cea prevăzută de codul administrativ, precum și în regulamentul de funcționare al Consiliului Local. Acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Ungureni se face în ședință ordinară sau extraordinară. Acordarea titlului se va aduce la cunoștința cetățenilor comunei prin consemnarea propunerii la ordinea de zi principală a ședinței de Consiliu și publicarea ei la vizierul primăriei și pe pagina de internet. Medalia și diploma de cetățean de onoare al Comunei Ungureni vor fi înmânate celui îndreptățit să-l primească în cadrul ședinței de Consiliu de către primarul Comunei Ungureni. Drepturile ale cetățeanului de onoare al Comunei Ungureni. Acordarea de titlului de cetățean de onoare al Comunei Ungureni conferă titularului următoarele drepturi. Dreptul de susținere a unei alocuțiuni scrise sau verbale cu acordul organizatorilor manifestării în situația în care manifestările sau festivitățile fac referire la Comuna Ungureni. Dreptul de a solicita utilizarea gratuită a infrastructurii publice, precum acces în săli de spectacole, terenuri de sport, săli de sport, cămine culturale și altele asemenea, în cadrul oricăror manifestări culturale, artistice, științifice, sportive, desfășurate cu aprobarea Consiliului Local Ungureni. Dreptul de a solicita să fie cazat gratuit în imobile ce au această destinație disponibile și care aparțin Consiliului Local Ungureni pe perioade de timp limitate, motivat de anumite situații personale ale deținătorilor titlului. Dreptul de a solicita o reducere de 10% anual a impozitelor și taxelor locale datorate la bugetul local al Comunei Ungureni pentru terenul aferent locuinței, până la 500 de metri pătrați cu construcții, locuința de reședință și un mijloc de transport pe care îl deține singur sau cu soția. Drepturile prevăzute la capitolul 2 nu sunt transmisibile și încetează în următoarele situații: decesul titularului sau retragerea titlului. Obligațiile cetățeanului de onoare al Comunei Ungureni.
prin activitatea curentă pe care o desfășoară, să contribuie la dezvoltarea neîntreruptă a relațiilor sau activităților care au avut ca efect acordarea titlului sus menționat. Să nu aducă niciun fel de atingere morală sau de prestigiu prin comportament sau acțiuni voluntare sau involuntare în altului titlu dobândit. Să nu compromită cu rea voință interesele comunității care a acordat titlul. Procedura acordării titlului de cetățean de onoare al Comunei Ungureni. În documentația înaintată Consiliul Local Ungureni în vederea acordării titlului de cetățean de onoare al Comunei Ungureni și arhivată în dosarul de ședință al Consiliului Local, se vor găsi în mod obligatoriu copia actului de identitate, curriculum vitae, certificat de cazier judicial și o notă de prezentare. În situația acordării titlului post-mortem, se vor găsi în mod obligatoriu nota de prezentare și certificatul de deces. Sancțiuni. Nerespectarea obligațiilor cuprinse la capitolul 3 atrage după sine retragerea titlului precum și pierderea drepturilor. Retragerea titlului se face conform prevederilor prezentului regulament. În acest scop, Consiliul Local al Comunei Ungureni va adopta în ședința publică o hotărâre de retragere a titlului, respectându-se prevederile legale cuprinse în conținutul capitolului 1. După adoptarea hotărârii de către Consiliul Local al Comunei Ungureni, persoana în cauză va primi în termen de maxim 5 zile comunicarea în scris pentru luare la cunoștință. Toți cetățenii care, pentru merite deosebite, au fost recompensați cu titlul cetățean de onoare al Comunei Ungureni, vor fi înscriși în cartea de onoare a Consiliului Local Ungureni. Fotografiile cetățenilor de onoare ai Comunei Ungureni vor fi expuse pe un panou special în primăria Comunei Ungureni. Primarul Comunei Ungureni va informa mass media asupra personalității și meriturilor pentru care Consiliul Local Ungureni a acordat persoanei în cauză titlul. Mulțumesc! Mulțumesc! Discuții? Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Vorbim la primul. Înscrie punctului 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de în folosință gratuită, conform legii 9.5.2003, asupra vieții de până la 500 metri pătrați de teren, în vederea construirii unei locuințe în proprietate personală, prevenirea beneficiarilor publici. Având în vedere, referat de aprobarea primarului Comunei Ungureni numărul 3197 din 17.5.2022 și raportul compartimentului de specialitate numărul 3198 din 17.5.2022, raportul de avizare a Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local, prevederile de 15.2003 cu modificările și completările ulterioare privind sprijinul acordat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, normele metodologice de aplicare ale legii numărul 15.2003, dosarul depus de solicitant, propune. Se aprobă atribuirea în folosire gratuită asupra vieții de până la 500 metri pătrați, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, conform prevederilor legii 15.2003, în satul Ungureni beneficiarilor, Budac Alin Mihaiță și Moroșanu Alin Petru. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituției prefectului județului Bacău, primarului Comunei Ungureni, compartimentul urbanism și va fi adusă la cunoștință publicului în condițiile legii. Discuții? Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă? Abțineri? Domnul Gelu, nu l-am văzut pe cine votați. Mă abțin. Așa. Și puteți să răspundeți că sunteți civilizat. Punctele suplimentare. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute a unor suprafețe de teren către sece de gaz, grid de sat, terenul din domeniul public al Comunei Ungureni de Zbacău. Primarul Comunei Ungureni de Zbacău, văzând referatul de aprobare numărul 3857 din 21.6.2022, primarului Comunei Ungureni în calitatea sa de inițiator al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate numărul 3858 din 21.6.2022, întocmit de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Ungureni, cererile înregistrate sub numărul
3807, 3809, 3811, 3813, 3015 și 3817, din data de 26-2022, ale 10 Luhan SRL, în conformitate cu prevederile articolului 15 alineatul 2, articolul 20 alineatul 1 și articolul 121 alineatul 1 și alineatul 2 din Constituția României Republicată, în temeiul dispozițiilor articolului 136 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, propune aprobarea și acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute a unor suprafețe de teren către Sece de Gaz Glidesa, terenul din domeniul public al Comunei Gurești, județul Bacău, astfel. Drept de uz și servitute asupra suprafeței de 360 metri pătrați de teren din domeniul public al localității Gălanii, strada Dumbravei, din care 10 metri pătrați teren ocupat de stâlpi de beton proiectați, 10 stâlpi, și 350 metri pătrați suprafață ocupată aerian de conductoarele aeriene ale rețelei electrice extinse, conform planului de situație anexa numărul 1 la prezenta hotărâre. Drept de uz și servitute asupra suprafeței de 518 metri pătrați de teren din domeniul public al localității Botești, zona ansamblu de locuințe, din care 20 metri pătrați teren ocupat de stâlpi de beton proiectați, în total 20 de stâlpi și 598 metri pătrați, suprafață ocupată aerian de conductoarele aeriene electrice extinse, conform planului de situație, anexa numărul 2 la prezenta hotărâre. Drept de uz și servitute asupra suprafeței de 606 metri pătrați de teren din domeniul public al localității Bibirești, strada Lacului, din care 16 metri pătrați, teren ocupat de stâlpi de beton proiectați, în total 16 stâlpi, și 470 metri pătrați de rețeaua de joasă tensiune, respectiv 120 metri pătrați de rețeaua de medie tensiune, suprafețe ocupate aerian de conductoarele aeriene ale rețelei electrice extinse, conform planului de situație, anexa numărul 3 la prezenta hotărâre. Drept de uz și servitute, asupra suprafeței de 154 metri pătrați de teren, din domeniul public al localității Bibirești, strada pe subvale, din care 4 metri pătrați teren ocupat de stâlpi de beton proiectați, în total 4 stâlpi, și 150 metri pătrați de rețeaua de joasă tensiune, suprafață ocupată aerian de conductoarele aeriene ale rețelei electrice extinse, conform planului de situație, anexa numărul 4 la prezenta hotărâre. Drept de uz și servitute asupra suprafeței de 309 metri pătrați de teren, din domeniul public al localității Bibirești, strada Prieteniei, din care 9 metri pătrați teren ocupat de stâlpi de beton proiectați, în total 9 stâlpi, și 300 metri pătrați din rețeaua de joasă tensiune, suprafață ocupată aerian de conductoarele aeriene ale rețelei electrice extinse, conform planului de situație, anexa numărul 5 la prezenta hotărâre. Drept de uz și servitute asupra suprafeței de 686 metri pătrați de teren din domeniul public al localității Mureni, zona ansamblu de locuințe, din care 21 metri pătrați teren ocupat de stâlpi de beton proiectați, 21 de stâlpi și 665 metri pătrați suprafață ocupată aerian de conductoarele aeriene ale rețelei electrice extinse, conform planului de situație anexa numărul 6 la prezenta hotărâre. Articolul 2. Darea în folosință gratuită a terenurilor menționate la articolul 1 al prezentei hotărâri se face pe perioada capacității energetice a acesteia fără a depăși o durată de 49 de ani. Articolul 3. Titularul dreptului de folosință gratuită are următoarele obligații. Să folosească bunul potrivit destinației în vederea căreia i-a fost acordată folosința gratuită. Să prezinte anual autorităților prevăzute la articolul 287 din ordonanța de urgență numărul 57 din 2019, rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfășurată, gradul de implementare la nivelul colectivității, precum și prognoze și strategii pentru perioada următoare. Să permită accesul autorităților prevăzute la articolul 287 pentru efectuarea controlului asupra bunurilor. Să nu modifice bunul în parte ori în integritatea lui.
la acceptarea folosinței gratuite se restituie bunul starea în care l-a primit, în afară de ceea ce a pierdut sau a deteriorat din cauza vechimii și liber de orice sarcini. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către primarul Comunei Ungureni, Vlad Bacău, prin aparatul de specialitate. Articolul 5. Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu prin intermediul secretarului general al Comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Ungureni, instituției prefectului Vlad Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate, autorităților, instituțiilor sau persoanelor interesate și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Mulțumim. Discuții? Domnul Vivine? Eu nu știu ca să existe teren, domeniul public, al primăriei Ungureni, pe strada Lacului. De când are primăria, pe strada Lacului, teren, domeniul public? Poate mi răspunde domnul Vici. Domnul de acces. N-avea adunat. Pe stânga, pe dreapta. Pe stânga. Dar care este adunat? Păi dacă e pe stânga, de ce l-ați balastat pe la pe dreapta? Dacă e pe stânga, era o dată, știu eu, prin apă. După aia, pe terenul oamenilor. Și pe stânga, și pe dreapta, tot domeniul public, așa cum vrea. Nu putea fi balansat dacă nu era domnul comunal. Nu comunal. Domnul consilier, păi să se aleagă, domnule, care? Pe stânga sau pe dreapta? E din partea dumneavoastră, partea aia l-am dus postul. Nu? A, este de la... Domnul președinte de ședință, care e drumul din stânga la oară? Din stânga e la dumneavoastră, dacă nu uităm așa de la 2% cum se... Din stânga e la mine? Nu, stânga e la dumneavoastră, dreapta e partea aia, dacă nu uităm de la... Greșit, domnul președinte. Greșit total. Stai cu fața pe direcția cum curge apa, drumul din dreapta, drumul din stânga. Dar stai cu fața pe direcția cum curge apa. Depinde de ce vă zice serios. Să las tâlpușe. Deci nu s-a lămurit cu domeniul public acolo. Dacă nu mai sunt discuții, spunem la vot cine este Pietru. Împotrivă. Abțineri. Următorul punct. Ioana, portat. Proiectul hotărâre privind aprobarea ajustării prețului contractului de lucrări numărul 5111 din 22.11.2018 aferent investiției, modernizarea, renovarea și dotarea comunei culturale din satul Iubirești și comuna Ungureni, județul Bacău. Având în vedere contractul de lucrări numărul 5111 din 22.11.2018 aferent investiției, modernizarea, renovarea și dotarea comunei culturale din satul Iubirești și comuna Ungureni, județul Bacău și actele adiționale la acesta. Contractul de finanțare numărul 0760-CN-000315-104-00225 din 27.02.2017 și actele adiționale aferente încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Adresele executantului numerele 215 din 19.05.2022 și 263 din 24.06.2022 cu privire la ajustarea prețului contractului. În conformitate cu prevederile articolului 7 din hotărârea Guvernului numărul 907 din 2016, privind etapele și elaborarea și conținutul cadru al documentațiilor tehnico economice aferente obiectivelor proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 3, alineatul 1 și alineatul 2, litera B din Ordonanța Guvernului numărul 64 din 2022, privind ajustarea prețurilor și a valorii deviziilor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. Articolul 44, alineatul 1, alineatul 4 din legea numărul 273 din 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
primarul Comunei Ungure propune aprobarea ajustării valorii contractului de lucrări numărul 5.111/22-11/2018 și actelor adiționale aferent investiției, modernizarea, renovarea și ajutarea Comunii Culturale din satul Bibereș, Comuna Ungure, județul Bacău, pentru restul rămas de executat la data de 11.05.2022, conform devizul general anexă la prezentul proiect de hotărâre. Hotărârea se comunică prin vicea secretarului general al Comunei Ungure, în termenul prevăzut de lege, instituție prefectului județului Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate, primarul Comunei Ungure, Agenției pentru finanțarea investițiilor rurale și instituțiilor sau persoane interesate și va fi adus la conștiință publică în condițiile legii. Mulțumesc! Discuții? Spune la vot cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc! Doresc și eu să iau cuvântul. Vă readuc la cunoștință faptul că aveați obligația ca până la data de 15 iunie să completați și să depuneți declarația de avere și interese în format digital pe platforma Agenției Naționale de Integritate. La această dată, încă mai sunt consilieri locali care nu au depus această declarație de avere și de interese. Sunteți răspunzător direct pentru nerespectarea acestei obligații, se poate ajunge până la sancționare contravențională și s-ar putea ca ANI să vă ceară un punct de vedere pentru care a fost motivul pentru care nu ați depus declarație de avere și de interese la timp. Eu revin cu disponibilitatea de a vă ajuta dacă nu v-ați descurca. Era ideal ca până la 15 iunie să fi depus aceste declarații. Mulțumesc! Mulțumesc și noi! Vă mulțumim pentru participare!